A demarat o nouă ediție în campionatul Moldovei la mini-fotbal, seria națională. În cel mai captivant meci al primei runde, Mold Progres a remizat cu Ecolux 3-3. Printre marcatorii acestei partide s-au numărat Sergiu Tacot, Vitalie Plămădeală ori Nicolae Ignat. În alte două partide ale primei runde au fost consemnate rezultatele Dinamis Fresh Start 6-4 și Maib Râbnița 3-1. Este de menționat că pentru echipa din Râbnița au evoluat mai mulți fosti discipoli ai campionei Șerif. Următoarea etapă a competiției va avea loc în acest weekend.